Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal, Sinner Extra. N-am mai postat de ceva timp, într-adevăr, dar uite că revenim cu un episod după ceva vreme pe acest canal, mai exact cu Euro Truck Simulator, pentru că am văzut că v-au plăcut primele părți. Astăzi revenim fix în România, dacă o să dăm aici frumos harta lumii și ne uităm pe hartă, suntem fix pe centura Bucureștiului, ne ducem spre frumos Constanța și asta o să vreau astăzi să facem, să mergem puțin spre Constanța, să vedem care e situația pe la Mangalia, pe aici, nu știu, merge la Bișpiliz, ești nebun, unde mergem pe aici. O să trecem și prin Călăraș, probabil, mă rog, o să avem autostradă și dacă o să terminăm repede pe aici, poate trecem și pe la Cernavodă. În episoadele trecute știți că am fost Pitești, Craiova, Reșița, dar n-am fost în partea asta de nord. Poate o să mergem și pe acolo, pe la Iași, pe la Bacău, Târgu Mureș, Timișoara, Hunedoara și Cluj-Napoca. Nu uitați să lăsați un like acolo pentru că, bă mai chinui și eu pe aici, când mai am timp, mai filmez și un clip aici, vreau să postăm și Formula 1, am început să mă joc foarte mult Formula 1, scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem clipuri cu Formula 1, mai ales că urmează F1 24, acum în mai să se lanseze. Hai să vedem care este situația, suntem aici cu tirul meu frumos, avem un tir foarte frumos, l-am mai tunat pe aici, e cam cel mai bun tir de la Scania, are undeva la 600 de cai. Oricum, hai să luăm o cursă, ofertă cursă, bursă transport și vom lua o cursă din București spre... Nu știu dacă găsesc sincer spre Constanța, aș vrea să găsesc, dar ceva îmi spune că nu o să găsesc, din păcate. Văd acolo Craiova, bă, dar nu vreau Craiova. Cred că dacă luăm la Galați, am văzut la Galați, sau uite pe aici, Galați, Craiova, asta mă duce în jos, poate la cursă rapidă dacă intru, poate găsim pe aici, mamă câte curse rapide am, ești nebun, Ruse, București, nu, aș vrea să, păi n-am selectat București, am înțeles, e bine, aș vrea Constanța, că totuși nu mi se pare că e o rută greu de găsit, cred că o să reintru în joc și poate ne dă alte curse. După vreo jumătate de oră mai târziu, fraților, am reușit să fac aici o cursă Pitești-Mangalia. De ce am pus Pitești-Mangalia? Era vorba de București-Constanța. Am zis să ne și plimbăm puțin mai mult, adică cred că București-Constanța făcea imediat. Și așa trecem și prin București, trecem și prin Cernavodă, cred că și pe lângă Călăraș și ajungem la Mangalia. A trebuit să instalez un program, am găsit un tutorial la un băiat care, chiar era și român, chiar m-a ajutat chestia asta, dar a fost un tutorial destul de greu, dar am învățat cum să pun orice cursă vreau eu, adică să-mi selectez ce cursă vreau și o să ne ajute pe această serie, sincer, dacă vrem să explorăm pe aici pe sus. Hai să dăm să selectăm această destinație, vedem că și plouă în momentul de față, haideți să pornim aici mașina, bam, mi-am setat eu puțin și setările pe aici, pe la... volan. Nu am schimbătorul pentru că am tot încercat să joc cu schimbătorul și nu am putut să joc cu acesta pentru că, din păcate, nu puteam să bag în treapta 12, puteam să bag în... cum se numește? Puteam să bag în 11, dar nu puteam să bag în treapta a 12, acum ar veni. Avem și pe secvențial, adică o să schimbăm noi vitezele, o să fie destul de amuzant, dar o să vedem, uite, aici ce dăm frumos, trecerea, ne uităm stânga, mamă, domnul polițist, mamă, era și cu Dacia aici, nebun, era și cu Dacia, bă, pare că nu vine nimica, hai să ne băgăm, tată, ne băgăm, că nu vine nimica. E cam nașpa că trebuie să fiu atent și la viteze, dar asta este. Ne uităm și în oglindă, semnalizăm, frumos. Da, e cam nașpa că trebuie să fiu atent la multe chestii. Nu știu dacă o să țin secvențialul ăsta, pentru că mă cam încurcă. Trebuie să pornim și ștergătoarele, foarte frumos. Semnalizăm la intrare și ar trebui să semnalizăm și la ieșire, din câte m-a învățat pe mine domnul instructor aici. Ce să mai, nici nu m-am mai asigurat, ești nebun. Și da, revenim cu un nou episod de Euro Truck. Bă, am mai jucat Euro Truck, am mai jucat puțin Euro Truck de la ultimul episod, m-am mai jucat puțin online cu ceva prieteni, chiar este un joc destul de fun, dacă mă întrebați pe mine.
Ok, punem aici puțin frână. Haide, tata. Haide, tata, să vedem. Am venit să luăm cursa spre Mangalia. Hai să dăm enter pe tastatură, bursă transport și o să luăm Mangalia. Trebuie să transportăm blocuri marmură. Așa mi-a dat, nu știu, n-am schimbat. Vroiam inițial mere, dar cred că o să schimb, ca să fiu atent și la comentarii. O să schimbăm să comenzi, să nu mai dăm noi intrare rapidă volan, comenzi automat. Oricum, acum majoritatea tirurilor, din câte am înțeles, sunt cam automate, adică nu se mai chinuie șoferii, să zicem așa, să tot schimbe, deci cumva înțelegeți. Vreau să mă concentrez și puțin pe ce vorbesc, că dacă ar tot fi să schimb eu de fiecare dată, ar fi destul de nașpa. Bun, hai să vedem cum luăm această remorcă. Bă, nu prea avem mult loc aici. Bun, avem și oglinda în spate. Hai să băgăm așa lierul, frumos. Hai că ne ghidăm cât de cât după oglinzi. Ia să vedem încet să nu trântim aici, frumos. Bun, apăsăm T. Haide, tată. Bun, și mergem spre Mangalia. Nu știu cât o să dureze, sincer. 300 de kilometri, cam 15-20 de minute, zic eu. Ceea ce e foarte, foarte bine pentru o cursă. Și cred că o să luăm și destul de mulți bani, sincer. Chiar cred că o să luăm mulți bani. Aici nu se ne mai asigurăm, pentru că văd că e doar o singură intrare. Dar oricum, mai să vorbim puțin și despre acest canal, mai vorbim așa off topic ce-mi vine și mie în cap, pentru că, bă, sincer, n-am nimica pregătit, semnalizăm frumos, luăm așa, perfect, oricum nu vine nimeni, este, oh, bă, vine cineva, ia uite-l pe ăsta cu rulot aici, nebun, băi, ce caută mă cu rulot aici? Ce caută cu rulota? Bă, nu prea am eu loc să mă desfășor aici, dar e în regulă. Ne descărcăm. Între timp, eu mai încercasem de la ultimele episoade de Eurotrack, încercasem să vorbesc cu cineva care are harta României. Este un băiat care a făcut harta României, dar nu prea am reușit, sincer, să ne sincronizăm. Ăsta face stânga. Ia să vedem și ăsta face. Bă, faci peste mine, ești nebun. Ăsta face stânga, cred că putem să ne băgăm. Hai să ne băgăm, tată. Foarte ușor, hai să nu tăiem linia dublă continuă, că cred că aici las permisul, ești nebun. Da, mult mai ok să fie automat, că mă încurc pe aici, ești nebun. O să jucăm poate și cu schimbător, dar nu o să mai vorbesc atât de mult în clip dacă o să jucăm cu schimbător. Oricum, tare Eurotrack-ul, ne urcăm pe autostradă, cred. Cred că trebuie să fac dreapta, what? N-am fost atent, uite-te ce se întâmplă. Am mai pățit eu, mai pățeam că mă jucam pe online cu ceva prieteni, bă, vorbeam, nu știu ce, și dintr-o dată trebuia să fac dreapta. Asta e să țin și eu aici banda, că ziceți, bă, ce șofer prost sunt. Bă, sunt un șofer decent, zic eu, în realitate. Semnalizăm să ne încadrăm aici frumos. Am permisul, cred că... de la 18 ani, acum o să fac 23, deci o să fac cam 5 ani de permis, fraților, deci pot să zic că am și eu o experiență acolo. Cred că mă duc în cam 100.000 de kilometri, cred că am făcut 100.000 de kilometri, zic eu. Am făcut medie, nu știu, 15.000 pe an, 15.000 ori 5 ani, ba nu, nu ne ducem aparent. Zi undeva între 50 și 80.000 de kilometri până acum. Hai că ne-am dus, tată. Ia uite, bă. Deci zici că e autostrada, ne punem înapoi că suntem tir totuși. Zici că e autostrada Pitești-București. De să mor eu de nu e așa. Deci zici că e Pitești-București. Fix așa e Pitești-București. Pentru că o fac destul de des. Să mă duc și acasă și așa mai departe. Semnalizăm aici frumos. Cel mai rapid tir de pe Dealul Negru, ești nebun. Și... trece repede timpul, chiar n-am realizat 5 ani de când am permisul. Nu mi-a fost o chestie, bă, vreau neapărat permisul și așa mai departe. Pur și simplu l-am luat, nu sunt pasionat de mașini sau așa mai departe. Mi se pare o unealtă destul de bună, dacă mă întrebați pe mine. O să încetim puțin pentru... Ia uite-l, l-a oprit! Te-a oprit, fraiere, ce avea acolo? Avea marfă ilegală, ești nebun? Pufulesc cu surprize. Bun, încet. Mamă, ce m-am dus. N-am văzut niciodată poliția să treagă
să tragă pe dreapta. Bă, da, DLC-ul ăsta cu România, fiecare bănuță a meritat, pe bune. A, am intrat pe centura Bucureștiului, care, bă, vezi că seamănă puțin, fix pe aici, ne bagă pe centură. Abia aștept să dea drumul și la zero. Pentru cei care nu știu sau nu sunt din București, practic A0 o să fie o centură, o să fie o autostradă în jurul Bucureștiului, mai șmecheră decât centura. Și o să fie destul de tare când o să dea drumul la aia, să sperăm că o să mai rezolve din traficul din București. Hai să vedem, ne uităm dacă vine ceva. Bă, nu vine nimica și ne-am băgat direct pe prima bandă, ești nebun? Nu mai zic nimica. Aoleo, ne băgăm pe contrasens. Nu mai contează, ești nebun. Și mă uitasem că au prins foarte, foarte bine primele clipuri cu Eurotrack. Înseamnă că vă place Eurotrack-ul. Formula 1 mă așteptam să nu prind atât de bine, pentru că Formula 1 e destul de nișat. Adică trebuie să știi puțin Formula 1 ca să te uiți la așa ceva. Față de Eurotrack, unde, bă, toată lumea știe. Cred că auzi cel puțin odată de Eurotrack sau na, te uiți pentru că e România și vrei să vezi care e faza și așa mai departe. Dar... Formula 1 e puțin mai nișat, te uiți în principal dacă îți place sportul și așa mai departe, dar din câte am văzut, sportul a evoluat destul de mult și chiar e într-o creștere foarte, foarte bună. Așa, ca și mică paranteză, am început, cred că urmează să fac un an în mai de când am început să mă uit la Formula 1. La insistențele la băieții de la cei de la QWERTY Key, când am fost la primul meci caritabil de anul trecut din mai, am stat așa puțin la o vorbă pe seară și m-au convins, să zicem așa, să dau o șansă la Formula 1. Ei erau mari, mari fani și m-am uitat la Drive to Survive și asta vă recomand și vouă. Bă, dacă vreți să dați o șansă la Formula 1, eu n-aveam efectiv nicio așteptare, n-auzisem nimic de Formula 1, nu știam nimica, auzisem de Hamilton și Schumacher, atât. Era, și parcă auzisem puțin de Max Verstappen, că vezi, doamne, ăsta e mai nou și l-a luat pe Hamilton. Atât. Astea erau singurele mele cunoștințe despre Formula 1. Și am deschis serialul fără nicio așteptare, adică am zis, bă, ha, mă, să vedem care e faza. M-am uitat și împreună cu prietena mea, că merge, e un sport la care se pot uita și fetele. Și i-am dat o șansă și uite că... În momentul de față mă uit la mai mult Formula 1 decât fotbal, pentru că fotbal am urmărit toată viața de când sunt mic. Mamă, uite ce se întâmplă că nu ești atent și vorbești la telefonul mobil. Da, glumesc. Și la fotbal m-am uitat toată viața, adică știu o grămadă de chestii de fotbal și așa mai departe. Și acum, fiind nouă chestia asta cu Formula 1, mă uit în continuu. Am văzut Drive to Survive, l-am terminat, sunt la zi, toate cele. Ce am făcut? L-am reînceput din nou, fraților, că nu, mi se pare că am ratat foarte multe chestii, nu le înțelegeam atât de bine. Și odată ce îl vezi, înțelegi, dar dacă îl revezi, nu știu, aflu în fiecare zi câte o chestie nouă despre Formula 1. Deci dacă vă interesează sau vreți să vedeți un sport sau vreți să dați o șansă la un serial, vă recomand din inimă să încercați, chiar dacă nu sunteți pasionați. Eu, repet, nu sunt pasionat de mașini și așa mai departe. Pur și simplu am trecut de București, by the way, asta a fost centura și acum cred că urcăm pe autostradă. Pur și simplu i-am dat o șansă și chiar am rămas surprins. E un sport foarte, foarte frumos. Chiar dacă nu este în cea mai bună perioada lui, din punct de vedere al divertismentului, dacă putem să zicem așa, pentru că de vreo 3 ani încoace câștigă același olandez, auzim același imn al Olandei, dar totuși e un sport frumos. Ia uite ce trece ăsta, Gicu Mecanicu, ce a trecut pe lângă mine. Bun, și acum suntem pe A2, nu știu cum se numește, Autostrada Soarelui. A1 cred că e Pitești-București, nu știu dacă e A2, habar n-am, dar am intrat aici frumos și ia uite ce merg, bă, deci e chiar realist, ești nebun jocul ăsta. Mod normal nu mă depășea nicio mașină, dar uite-te că avem probleme de genul. Mamă, și acum am observat, o să pun o pauză puțin, de fapt știi ce, nu mai pun nicio pauză. S-a auzit jocul destul de tare, dar partea bună e că eu am un backup. Mamă, stați așa că trebuie să depășim aici și vine și mașina. M-am uitat în oglindă, vedeți ce șofer bun sunt, era să facem accident.
S-aude destul de tare jocul, dar... nu! N-ați văzut nimic. Mă uitam dacă s-aude microfonul bine. S-aude destul de tare jocul, dar pot să modific din programul de editare. Asta este, se mai întâmplă și la case mai mari, dar măcar avem backup. Ia uite! Accident! Opel accident! Ce se întâmplă, mă, aici? Se scurtează, mă rog, se taie o bandă. Hai că ne băgăm așa pe șapcă. Ești nebun. Ha, mă, băgați-vă, ca în România. Ca în România, tată. Bă, exact ca în România, mie nu vine să cred chestia asta. Și ne ocolește? No way că ne ocolește. Bro, e accident. Cred că e accident. Bă, cât de genial e jocul ăsta. Efectiv, mă surprinde în fiecare zi. Și acum trebuie să ocolim. Tare, 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 foarte tare chestia asta. Nu mă așteptam și, bă, vezi că nu mă supăr să mai ocolim așa puțin. Nu prea îmi place că suntem pe seară. Poate, adică nici nu știu dacă ar fi bine. Poate oprim să și dormim pe drum. Că totuși suntem și noi obosiți, vezi, domne. Uite, frate, băi, ce tare chestia asta. Chiar foarte tare. Sper să vă placă și perspectiva cu volanul. I-am dat de cap. Am, practic, camera veche. Opa! Am camera veche pe care o foloseam și am pus-o ca și cameră secundară. Nu se vede extraordinar și vă și explic de ce. Mamă, și acum am văzut că am monitorul ăsta aprins, ar trebui să-l sting, poate se vede mai bine. Era tutorialul cu cursele, deci nu știu dacă s-a văzut ceva. Ideea e că... Ia uite, aia fac dreapta. Nu se vede foarte, foarte genial pentru că ea e... în fața luminii. Eu am lumină în fața mea ca să mă văd bine, dar nu am și lumină ca să bată pe volan și nu o să iau o lumină special pentru volan. E un facecam destul de mic ca să vedeți voi volanul. Dacă vi se pare ok să las așa, nu știu, scrieți în comentarii. Dacă vreți să scot de tot, eu n-am nicio problemă, dar mie mi s-a părut mai interesant să vedem și cum e cu volanul, să vezi cum se mișcă volanul, cum face omul și așa mai departe. Răzvani! Doamne, există localitatea Răzvani, no way! No way că există în România localitatea Răzvani. Hai să încetinem și noi puțin, sau? Îi dăm pedală. Hai, ca în România, tată! Semnalizăm așa frumos. O depășire periculoasă, foarte bine. Ceva ce mai fac tirurile la noi, să vă zic sincer, am mai văzut nebuni care făceau chestia asta, iar depășim și pe ăsta, pe linie continuă, dar nu este nicio problemă. Și ne-a redirecționat prin Călăraș. Wow, tare chestia asta, deci ne-a coborât de pe autostradă, ne-am dus spre la Călăraș. Bun venit la Călăraș. Bă, gen, n-am nicio părere despre Călăraș. Sincer să fiu cu voi, sunt multe orașe, uite, de exemplu, Craiova are o reputație mai proastă, nu știu, mamă, Mustang. Sunt multe orașe din România care au așa reputații și chestii, uite, Vaslui are reputație proastă în România, Brașovul are o reputație bună și mai sunt orașe. Dar, bă, despre Călăraș, deci, sincer vă zic, eu n-am auzit nimic bun sau nimic rău, e cred că cel mai neutru oraș din România, vă jur. Deci n-am auzit niciodată că se întâmplă nimic la Călăraș, de rău, de bine. Ce se întâmplă Călăraș? Asta e întrebarea. Eu n-am nimic cu orașul, că nu știu nimic despre el. N-am fost niciodată, chiar n-am fost. Dar nu pot să zic că îmi doresc să ajung în Călăraș, pentru că, again, nu știu ce se întâmplă Călăraș. Nu am nicio idee. Și, bă, pot să zic că am fost în 60% din țară, adică așa, dacă ar fi să o fac, opa, încet, dacă ar fi să fac așa o hartă ca pe ETS, știi, să zică parcursul, am fost, cred că 60%, 60-70% din țară. Hai să vedem, tată, poate, linie de cale ferată și eu voiam să fac depășire, ești nebun? Hai că faci depășire pe linie de cale ferată. Bun, așteptăm să vină ăla și, mamă, e și poliția! Mamă, mă vede poliția că fac așa ceva? Vai, mama mea. Hai, dă-i talpă. Dă-i talpă, tati. Mamă, îi cedează trecerea. Nu! Aici facem accident. Aici fac accident, ești nebun, mamă. De câte ori îmi le-au permis aici? Cred că de vreo 5 ori. Nu e problemă. De-aia e un simulator. Și ne distrăm și noi.
Oricum, tare jocul ăsta. Băi, mi se pare incredibil. După atâția ani, nu știu când e lansat, dar cred că undeva prin 2015, o să zic. 2013, 2015, sper să nu mă înșel. Și uite-te că încă e bestial și cu chestia cu DLC-urile e prea tare, ești nebun, nici nu o să trebuiască vreodată un Euro Truck Simulator 3. Adică pentru ce trebuie când ai totul aici? Bă, ar merge la un moment dat, nu zic nu, dar momentan jocul ăsta e arhi suficient și după atâta timp lumea încă se joacă. Cred că o să ieșim acum din Color Rush. Papa Color Rush. Te-am pupat, ia uite semnul că... Ia uite bă ce-mi taie calea. Hai că mi-a tăiat-o dacă e ceva. Ăsta e din Călăraș. Uite ce numere are. KLRSE 76. Bine mă, te țin minte. Ha mă că e pedala la fund și nu trage căruța. Și ci că e cea mai bună, cel mai bun tir ăsta de la Scania. Mai e unul de la Volvo. Dar cred că sunt foarte, foarte asemănătoare la specificații. Bă, nici nu știu, dar... Bă, ce pune mă frână ăsta? Mi-a pus frână, voi ați văzut? Ai, mama mea! Știți de ce a pus frână? Că intrăm în localitate. Băi, frâna e pentru slabi. Mă băgați în seamă, nu sunt atât de agresiv în trafic. Actually, sunt o persoană foarte, foarte calmă. Borcea! Doamne, ferește mă ce se întâmplă aici. O să dau drumul la aer condiționat că nu mai pot. Data trecută când am filmat cu setup-ul ăsta, tot așa, filmez 20-30 de minute un episod de genul. Când am filmat cu setup-ul de genul, băi, nu mai puteam de cald. Noroc că am aer condiționat acum în cameră. Mi-am pus pentru că e jale, frate. Trei monitoare, lumină, camere, PC. Dacă aveam și două PC-uri, cred că, nu știu, era sauna. Oricum e sauna. Asta ce face? A, face dreapta. Face dreapta, face în continuare. Merge în continuare, nu face nicăieri. Și noi o să ne urcăm înapoi pe autostradă. Vezi că a fost interesant, dacă nu era accidentul ăla, nu intram niciodată în Călăraș. Deci mulțumim la accident, da? La domnul polițist care s-a ocupat acolo. Mamă, stânga, dreapta, în față. București, Constanța, în față. Bun. Mergem în față, tată. Frumos, frumos, frumos. Bă, nu știu, e atât de iconic. A, uite, poliția jos. Drumul ăsta spre mare, cred că orice român l-a făcut, ești nebun. Și, nu știu, e atât de iconic, nu știu cum să zic. Când vezi floarea soarelui, stânga, dreapta, când te duce, olienele, nu știu, marea, chiar e tare drumul ăsta. E bine încoace, e bine mă încoace, ești nebun. Bun. Îmi pare rău dacă mai sun înfundat, dar încă sunt puțin răcit. Nu mi-a trecut de tot răceala. Mamă, suntem bară la bară cu ăsta. Pai de capul meu. Sper că mă lasă ăla din spate. M-a lăsat, mă. E băiat. A lăsat și distanță. Uite, bă, și trenul ăsta. Exact așa e, mă jur. Mă jur că așa e și trenul. Trece trenul pe lângă tine la un moment dat până să treci de podul de la Fetești. Bă, sunt foarte, foarte... Ce facem ăsta? De ce pune frână de la curbă? Sunt foarte, foarte curios cum arată podul de la Fetești. Cred că ăsta e. Ăsta trebuie să fie podul pe care plătești taxă. Avem și ceva... Cred că de făcut poză acolo. Cred că poți să faci poză. Bă, ce-mi pare rău că nu suntem pe zi. Îmi pare foarte rău că nu suntem pe zi, dar chiar n-am găsit niciun loc să dormim. Era o benzinărie, dar nu știu dacă puteam să dormim. Bun, o să mă bag pe dreapta. Ne băgăm pe dreapta să nu încurcăm traficul, că văd că s-a făcut acolo ambuteiaj. A, uite aici poza și poți să faci. Bă, așa e! Bă, e genial! Efectiv, e genial ce se întâmplă aici. Se salvează frumos. Și mai avem 99 de kilometri până la Mangalia. Aici faci dreapta la... Mamă, ne-am băgat pe la... O manjură la din spate, dar asta este, sunt și o tir. Mangalia, Constanța. Din păcate n-avem Costinești să mergem la Beach Please, dar trecem și noi pe acolo. Bam, frumos. Respect. Avem 109, nu știu de ce mergem cu atât de puțin, dar e mai realist până la urmă. 100 e limita. Na, se înțelege. Chiar sunt curios dacă găsim cumva vreo benzinărie. Este să văd dacă asta e avarie. A, uite așa vedem. A4 se numește. Cred că e posibil. E posibil să se numească A4. A2, mă! Uite, fiți atenți că dacă uitați deasupra la cărărea, scrie acolo A2.
Unde ne punem să facem acum? Mergem în față și la un moment dat facem mai în dreapta, așa. Trebuie să-l depășim pe Gigel cu Opel-ul. Opel accident. Și ăsta din față cred că e Ford. Dă-te de pe banda 2. Hai că îi dau semnalizare stângă să se dea. Dă-te, bă, de pe banda 2, n-auzi că e și de Constanța. Abr. Iar n-auzi, mă, doamne, ești ca un român, ești nebun. Orice român gen. Dă-te, mă, de pe banda 2, n-auzi. O să facem dreapta, văd. Mamă, stai că facem dreapta mai repede decât mă așteptam. Să ne încadrăm noi aici frumos. Bulgaria, mergem la Bulgar, la mare. Bă, vezi că e tare, tare, tare rău DLC-ul ăsta. Merită fiecare bonus. Dacă vă jucați, să, nu știu, neapărat trebuie să cumpărați DLC-ul ăsta. Bulgaria, Mangalia. Da, cum s-au gândit ei să bage Mangalia, frate? Că Mangalia nu... Mamă, nu cred că podul ăsta e... Știu podul ăsta, nu știu unde e exact. Dar e la mare, Costinești, Mangalia pe acolo. Bă, așa e podul, mă jur. Genial, 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 chiar tare. Mai avem 30 de kilometri. E atât de tare jocul ăsta când mergi prin locuri pe care le cunoști. Pentru că, nu știu, e așa tare. Bă, uite, mă, merg acolo unde am fost și eu. Aici pot să dorm? Nu cred că pot să dorm. Pot să încerc, dar... Petrin, dar nu cred că pot să dorm aici. Dacă nu e semn... Bă, în mod normal... Nu pot să dormi. N-ai cum să dormi aici. Să vedem, dar nu știu dacă nu vine. La face dreapta. Așa, am ieșit de pe auto. Da, am ieșit de pe autostradă. Ok, hai să vedem, ne punem pe banda 1. Să nu încurcăm traficul. Domn polițai. Și mai avem 23 de kg, nici mai are rost să dormești nebun, chiar dacă am patul full. Trebuia să dorm și eu de la început, dar nu m-am gândit, chiar nu m-am gândit din păcate. Hai să-i dăm, tată. Hai să-i dăm. Mă, și drumul ăsta seamănă, chiar seamănă cu drumul spre Costinești, Vama Veche, ăstea. Da, uite, am intrat în Mangalia, bă. În Mangalia. Mă rog că, practic, nu cred că putea să existe Vama Veche, Costinești și așa mai departe, pentru că astea sunt stațiuni, nu așa se numesc. Orașele, comunele și așa mai departe. Să vedem. S-ar putea să fie orașul sau comuna Mangalia. Nici nu m-am mai asigurat, ești nebun, am tras direct de volan. Mama, am luat stâlpul în brațe. N-ați văzut nimica. Remorcă 1%. E bun. Ce e sub 10 e acceptabil. Avem aici de făcut poză. În dreapta. Dar nu știu care e faza. Chiar nu știu care e faza. La vaporaj, bro, genial. La vaporaj să faci poză, cât de tare. Prea tare chestia asta. Că mereu sunt vaporașe și chestii de genul în Constanța. Chiar tare. Ia, trecem aici podul, frumos. Și podul ăsta pare foarte, foarte cunoscut. Ia să trecem noi pe banda 2. Perfect, că nu-i nimeni. Ce în stânga? A, sunt uzine, chestii, fabrici. Haide, tată. În față ce e? Vama Veche, limanul în dreapta, dar nu este descoperit. Sunt curios de o treabă dacă băieții mai adaugă update-uri la DLC-uri, dacă aveți idee. Chiar sunt foarte, foarte curios dacă ei mai adaugă chestii la DLC-uri sau au scos DLC-ul și asta a fost tot. Vai de mama mea ce... Mamă cum a intras. Hai, deschidem aici, gicule. Gicu portaru. Am fost puțin camiolo. De ce să mint? Dar ne-am distrat. Nu, n-am răsturnat camionul. Nu s-a întâmplat nimic major. 1% avarie. Eu zic că sunt niște daune minore pentru acest joc. Se pot întâmpla mult mai multe chestii. Deci credeți-mă că se pot întâmpla chestii. Nu o să parcăm pe aia cea mai grea, pentru că niciodată nu pot pe aia cea mai grea. O să aleg pe a doua, cred. Ia să vedem, încet. Finish line! Respect, în jumătate de oră am terminat. O să alegem pe asta a doua, se numește ușurel. Bă, cred că pot să o fac. Cred că sunt capabil să o fac.
O să dăm așa mai mult stânga, după aia dreapta, ca să o echilibrăm cât de cât. Sper să fi îndreptat și remorca, mai în față, mai în față. Doamna frână și hop! Aia a fost stat. GG, jumătate de oră în cap. Ia uite. Da, tată, excelent, 400 de kilometri, 5 ore 41 de minute, 128 de litri, afișați rezultate, continuare, e ce trebuie. Bă, n-am ce să zic, efectiv a fost o cursă pe cinste, deci chiar a fost o cursă pe cinste. E ora 3 dimineața, am ajuns în port aici la Constanța, mă rog, la Mangalia. Da, și cam acesta ar fi episodul, sper că v-a plăcut, lăsați acolo un mare, mare like, stai să pun frână, lăsați acolo un mare, mare like dacă mai vreți episoade de Euro Truck Simulator, eu am fost Sinner și să aveți o zi frumoasă în continuare, v-am pupat, pa, pa!